Un bărbat de 38 de ani din județul Iași a fost înșelat de persoane necunoscute care, promițându-i că se va îmbogăți, l-au determinat să investească 40.120 de lei într-o așa zisă afacere cu criptomonede. Totul s-a dovedit a fi o înșelătorie. La data de 13 septembrie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Roman au fost sesizați de către un bărbat în vârstă de 38 de ani din județul Iași cu privire la faptul că a fost victima infracțiunii de înșelăciune. Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat faptul că în perioada august-septembrie bărbatul de 38 de ani ar fi fost contactat de persoane necunoscute care i-ar fi promis acestuia câștiguri suplimentare, determinându-l să investească suma de aproximativ 40.000 de lei în criptomonede. Ulterior, bărbatul ar fi transmis informații financiare personale persoanelor în cauză, iar la data de 13 septembrie ar fi constatat că suma investită în contul său este zero. Polițiștii continuă cercetările cu privire la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune pentru identificarea persoanelor în cauză și recuperarea prejudiciului. Printre altele, oamenii legii recomandă să nu deschideți atașamente sau linkuri din surse necunoscute, să verificați întotdeauna sursa și adresa de e-mail, să nu dezvăluiți niciodată date personale, parole sau detalii bancare prin telefon sau online, fără a verifica autenticitatea cererii.